găsit, dragii mei! Suntem la Ziarul de Sănătate împreună cu domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicopski. Bine ați revenit, domnule profesor, și mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur pentru întâlnirea cu dumneavoastră și cu cei care ne privesc. Și avem un subiect special astăzi și mă bucur că am ocazia să țin în mână această carte ultima apărută, scrisă de domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicopski. Crezi că știi să trăiești? Și văd aici un semnul întrebării, dar și un semnul exclamării: alimentație și longevitate, o nouă abordare holistică. Și cred că fiecare dintre noi, după ce va citi această carte scrisă de dumneavoastră, va înțelege dacă lui se potrivea semnul întrebării sau semnul exclamării. Felicitări, domnule profesor, abia ați lansat această carte în București. Știu că este foarte cerută. Eu mi-am dorit-o foarte tare și sunt mândră că o am cu autograf de la domnul profesor și mărturisesc că am cerut-o pentru mama mea, dar sunt fericită că o am și sunt convinsă că sunteți interesați cu toții de această carte. Vreau să vă spun că a fost lansată în București și că domnul profesor urmează să meargă în Bacău spre a fi lansată cartea pe data de 12 iunie. Deci pentru cei din Bacău, data de 12 iunie merită reținută. În Brașov, pe 20 iunie, domnul profesor va fi și va lansa această carte în Brașov, spuneam, pe 20 iunie, și în Ploiești, pe 27 iunie. Felicitări, domnule profesor! Mulțumesc mult! Ați vrut să fie cu semnul întrebării sau cu semnul exclamării sau cu ambele, așa cum am remarcat cu de la ambele, început, cu da? Ambele, da? Crezi că știi să trăiești? Da. Sigur, acest titlu pare paradoxal la prima vedere. Dar e același lucru. Crezi că știi să mănânci, corect? Da. Și de ce nu știm? Pentru că așa a lăsat Creatorul, ființa umană, ca să învețe tot, inclusiv ce, cum, când, cât să mănânce. Animalele instinctual știu să mănânce. Pisica, care este un carnivor obligat, nu va mânca niciodată struguri. O putem păcăli cu niște bobițe în care băgăm glutamat de sodă și băgăm și cereale. Dar mai degrabă sau mai târziu s-ar putea ca pisicuța să îmbolnăvească. Deci pisica e carnivor și știe să mănânce ce trebuie pentru sănătatea ei. Omul trebuie să învețe să mănânce. Și a mânca întotdeauna trebuie să se găsească într-un context care înseamnă stil de viață. Și de ce am spus crezi că știi să trăiești? Crezi că știi să trăiești include stilul nostru de viață, include alimentația noastră, include, dacă vreți, partea spirituală a vieții noastre. Și de aceea această carte conține niște noțiuni și niște concepte originale, precum cele legate de structura informațională a alimentelor, de intoxicarea și dezintoxicarea digitală. Ați văzut acum că se vorbește și sfera medicală a definit o nouă patologie, intoxicarea digitală, care se manifestă, dacă ne uităm în jurul nostru, în orice moment, prin ceea ce se cheamă comportament smombie, care vine de la smart și de la zombie. Persoanele adică am devenit care toți dependenți de telefoane, de telefon, tablete. Și suntem atât de absorbiți de butonarea smartului încât cădem în groapă, ne ducem cu capul în tramvai și așa mai sau departe. Sau de multe ori suntem la masă împreună, dar fiecare în lumea lui, exact, virtuală, da, cu telefonul, da, în brațe. Și oferă și niște, dacă vreți, să spunem așa, recomandări de dezintoxicare digitală. De asemenea, este prima carte pe care am scris-o abordând și planul creației divine. Da, deci și este am văzut, aveți chiar în deschidere și m-a impresionat acest lucru, o rugăciune. Da, este o rugăciune. Cartea are și informații despre calitatea nutrienților care ne hrănesc și ne ajută să trăim o viață de calitate, zic eu. Iar partea a doua a cărții descrie tehnici și metode de întinerire, precum și alimente sau atitudini psihologice care ajută corpul să îmbătrânească frumos. Am mai spus și de asemenea pare a fi un paradox, ar trebui să murim sănătoși și să trăim precum arde o lumânare.
lumânarea arde cu aceeași intensitate și până că este la început, lumânarea mare sfârșit. Și că a mai rămas atât din ea. Deci așa ar trebui să murim sănătoși, pentru că de fapt suntem programați să trăim astfel, numai că prin stilul nostru de viață, prin alimentație, prin toate alte agresiuni... Ne putem ajuta să ne păstrăm sănătatea, să ne prelungim viața. Exact. Noi nu întrerupem, ca să spunem, firescul acesta al vieții de a avea calitate, adică de a adăuga viața anilor, cum a spus o celebră personalitate, și de fapt avem exemple în natură. Aș putea să dau doar unul dintre ele. Albatrosul, acea pasăre maestuoasă, maritimă, nu se îmbolnăvește niciodată și moare sănătoasă, așa cum v-am spus. Și omul este programat. Reușim să ne păstrăm sănătoși până în ultima clipă. Până în ultima clipă, dar nu putem să facem lucrul ăsta, așa cum am spus, din cauza stilului de viață, acesta modern, care ne stresează, care nu ne îmbolnăvește cu alimentația, uneori cu medicamente luate după ureche și așa mai departe. Și mă citam acum rândurile scrise de Maria Timuc, că de asemenea în carte avem cele mai noi descoperiri, informații legate de colesterol. Am mai avut și noi ocazia aici la emisiunea realizată împreună, domnule profesor, la Ziarul de Sănătate să discutăm, dar iată, e perfect că avem acum informația în carte. Spuneam informații legate de colesterol, care demontează tot ceea ce știm pe acest subiect sau credeam că știm. Foarte interesant, iată, despre apă și cum să ne alegem o apă de calitate. Da, sigur este. Să consumăm apa pentru ca ea să ne hidrateze. Tot de la dumneavoastră știu din emisiunile pe care le-am realizat de atâția ani împreună că nu e bine să pui paharul pur și simplu și să dai drumul apei, să o bei atât de repede, pentru că imediat ai duci la toaletă și ai scăpat de ea. Și practic cumva să luăm o gură și să o plimbăm prin gură, iată așa cum ați făcut dumneavoastră acum, domnule profesor, să o savurăm cumva, să o mestecăm, mi-ați zis mie într-o emisiune. Asta are o logică, dacă vreți, fundamentată științific. Apa are tensiune superficială mai mare decât sângele și decât limfa. Și dacă nu amestecăm cu salivă, care este un fluid biologic foarte complex și care conține niște substanțe tensioactive care scad tensiunea asta superficială, ea nu rămâne în corp, așa cum ați spus și dumneavoastră, este eliminată urgent. Dacă o plimbăm prin gură, atunci ea va rămâne în corp, ne va hidrata. Sigur că mai spun tot așa că apa ar trebui să fie mâncată și alimentele băute. De ce spun că alimentele solide trebuie să fie băute? Adică trebuie să mestecate atât de mult până devin fluide. Este foarte important lucrul ăsta și am uitat, de altfel și multe alimente de astăzi au o textură nepotrivită și îmbolnăvitoare, care ne distrug și dentiția, dar nu numai. Chiar ne influențează și mentalul. Alimente făcute ca pentru copiii care încă n-au suficienți din sau măsele în gură. Exact, care sunt în perioada de alăptare. Alimentele sunt moi, păstoase, pufoase. N-au textura aceea care să solicite mecanic dantura, să trimite niște semnale creierului naturale și adevărate creierului și sistemului gastrointestinal pentru o digestie sănătoasă. Și iată, din lucrurile acestea foarte mărunte și nebăgate în seamă, se nasc boli crunte și uneori letale, la care nu avem tratamente. Da, și văd că tot în carte povestiți despre cum să alegem cele mai sănătoase produse în general, despre virtuțile postului în comparație cu dietele pentru slăbit, despre respectul pentru mâncare, văd că scrie aici foarte frumos Maria Timuc, despre suplimente alimentare și virtuțile vindecătoare ale unor legume, fructe, plante, despre stres, despre cum să avem un somn odihnitor. Foarte important. Câți foarte dintre important. Noi se întreabă dacă dorm suficient, cum dorm? Aici e vorba de bioritmă, de care unii nici n-au auzit și poate cei care au auzit, au trecut așa pe lângă. Iată, mai am o informație. Dar un somn neodihnitor este și el un factor major, în primul rând, de obezitate. Poate nu ați știut lucrul ăsta, dar un somn care nu se
efectuează în perioada în care se secretă anumite hormoni esențiali, melatonina, hormonul de creștere, adică între orele 22 și plus 7 ore, da? Sau 8 ore de somn, continuu ar fi ideal. Deci cei care nu pot să aibă un astfel de somn, creierul lor suferă. În timpul somnului, creierul își pune, dacă vreți, nu doarme. Ba chiar are o activitate mai intensă, punându-și în ordine toate informațiile care au fost culese în timpul zilei. Se secretă niște hormoni esențiali pentru starea de bine, pentru prevenirea depresiilor, pentru regenerarea întregului organism. Ați văzut? Am avut un somn agitat și sunt mai obosit decât când m-am culcat. Nu e bine deloc, dar se întâmplă din ce în ce mai mult și se întâmplă un fenomen care a luat amploare, mai ales în rândul tinerilor, adolescenților, care au schimbat ziua cu noaptea. Somnul de zi nu are aceeași valoare fiziologică cu somnul de noapte. V-am spus mai din cauza că biorismul nostru noaptea este setat pe anumite funcții, în special de regenerare și de dezintoxicare, și nu poți să schimbi acest bioritm obligând corpul ca ziua, când vrei tu să dormi, să se secrete acei hormoni esențiali. Știu că fiecare organ pe ore are, e bine să, da, se respecte ore respective, da, atunci sigur, asta se cheamă acrofază și patifază, adică să spunem, ficatul are funcționarea cea mai intensă înspre orele 3 dimineața, se află în acrofază, în timp ce ziua, activitatea lui de dezintoxicare scade și se resetează pe alte funcții care țin de digestie, de dezintoxicarea imediată a unor otrăvuri pe care, din păcate, le luăm prin apă, aer și mâncare. Mai spuneam odată, spre surprinderea unora, care sunt cele trei mari categorii de mâncare, se spune generic. Și toți cred că alimentele, nu este adevărat. Cea mai mare cantitate de hrană, hai să spunem data aceasta, este aerul. 15 kg de aer consumăm în fiecare zi pentru a ne asigura necesarul de oxigen. În 3 minute fără aer murim. Clar. Așa. Dar a doua este apa. Apa. Neglijată. Și abia pe urmă vin alimentele. Și apoi vin alimentele. Apa ar trebui să consumăm, dacă personalizăm puțin consumul de apă, să mulțim greutatea proprie cu 30. De exemplu, 70 de kilograme, înmulțit cu 30, din 2100 de mililitri, aproximativ 2 litri. Da? Și în orice fel de apă, apă de calitate. Calitatea apei este definită cel mai bine de potențialul redox al acestea. Și apoi vin alimentele, un kilogram, un kilogram jumate. Sigur că unii pot mânca, știu eu, și mai multe kilograme de mâncare, dar este profund nesănătos. Că trebuie să ne ridicăm de la masă când încă ne mai este puțin foame, exact. Pentru că corpul să nostru... Să mai lăsăm acolo puțin loc. De ce? Corpul nostru este proiectat să tolereze foarte, foarte bine foamea și nu îmbuibarea. Da. Deci, practic, suntem făcuți să mâncăm pentru a trăi și nu să trăim pentru a mânca. Dacă vreți, se poate spune și așa, deoarece astăzi mâncatul s-a transformat și el într-un entertainment, căruia eu spun entertainment, adică mâncarea ca distracție, cu branciuri și alte chestii profund dăunătoare pentru sănătatea noastră. Eu nu spun că mâncarea nu trebuie să fie gustoasă, ba da, trebuie să fie foarte gustoasă, dar gustul să fie natural. Nu gust creat cu euri. Da. Spre exemplu, cu glutamat monosodic și cu alte substanțe. Și nu, iată că este și lucrul acesta paradoxal, că nu mâncarea constituie principalul nostru sau principala noastră hrană, și aerul, și aerul, ca să ne hrănească, trebuie să fie curat, să nu fie poluat. Da. Iar în București... Mai greu. Da, mi se pare că suntem pe locul 2 în Europa, dacă nu mă înșel, la poluare.
la Poluarea Aerului în București. Da, și lucrul ăsta are consecințe grave asupra sănătății. Din păcate. Da. Vă ascultam, domnul profesor, și răsfoiam cartea, văd că spuneți aici în detaliu, iată, despre ouă, reglează funcțiile metabolice, au efecte afrodisiace, foarte interesant. Vinetele protejează ficatul de celule canceroase, bine, și avem câteva cuvinte despre fiecare în parte, zerul, urda, acțiunea antivirală, foarte interesant. Sfecla roșie, efect vasodilatator, recomandată pentru disfuncție erectile. Rodia, efecte antimicrobiene, previne osteoporoza, afinul, proprietăți antidiabetice, deci iată, o serie de kiwi, puternic antioxidant, stimulant pentru sexual natural chimionul, quinoa, iată, conține proteine comparabile cu cele de origine animală, sunt foarte multe lucruri interesante. Smochinele, iată, efecte benefice în tratarea unor boli de piele și a unor limfoame. De ce zâmbesc? Că avem și alimente mai puțin convenționale la noi, algele. Da, algele, acum ajunsesem la ele, algele, ameliorează funcționarea glandei tiroide. Eu zic că este o carte pe care merită să o avem cu toții acasă, să o citim și să urmăm sfaturile domnului profesor. Crezi că știi să trăiești, alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică. Cartea abia a fost lansată în București și, așa cum spuneam, domnul profesor va fi în Bacău pe data de 12 iunie ca să lanseze cartea pe data de 12 iunie, la Brașov 20 iunie și Ploiești 27 iunie. Domnule profesor, mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi și am povestit despre cartea dumneavoastră, că o avem și sunt fericită că o am cu autograf, spuneam, de la domnul profesor. Multă sănătate și mult succes, să ne mai scrieți cărți utile și să mai veniți aici la Ziarul de Sănătate, că noi vă așteptăm cu drag. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc spectatorilor noștri, sau cum să le spunem, spectatorilor noștri. Celor care sunt alături, da? Aici de noi la Ziarul care sunt alături de noi la Ziarul, da? De Sănătate. Vă doresc sănătate dumneavoastră și celor dragi. Doamne ajută, mulțumim, la fel și dumneavoastră, domnule profesor. Am uitat să spun că această carte minunată, Crezi că știi să trăiești, alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică, este scoasă de editura Darana. Am pronunțat bine, da? Da. Mulțumim, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți cu drag. Vă mulțumesc vouă că ne sunteți mereu aproape aici la Ziarul de Sănătate, sunteți alături de noi. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și voioși. Noi vă așteptăm cu drag.